Hei, toată lumea! Bine v-am găsit la un nou episod din The Walking Dead. Hai să mergem la Doug de data asta. Data trecută am văzut că radio s-a nu prea mers. Adică a mers, dar gata, au fost cu stația radio. Opa! Hai afară! Wanna go have a look around outside? Sigur! Hai afară! Let's have a look around. Okay. Ok. Îmi place mecla lui. Ai, doamne, iar ăștia, târătorile astea. Aha. O cărămidă. Oh. Ia să vedem. Băi, hai să-ți dau ție telecomanda asta. Think you can do anything with this? You know what I could do. What's that? Ah. It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. Hoppa, tipul poate să facă. Poate să facă telecomanda aia să meargă cu toate televizoarele. Let's try. Opa, tipul a prins. Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Haide, nu va atrage. Hai mă, limbă pe gât. Du-te acolo. Nu, îi prea interesează. Mm. Ar trebui să spargă chestia. Exact. Ia dă. Vorbește cu el. Da. They were louder. We might be able to clear the street. Mm. Trebuie să-i facem pe ăștia să se ducă acolo. Dar ne trebuie cărămida aia. Ia să vedem, ăsta mai are vreo idee? What's everyone like in there? Oh, well, Carmen's pretty nice, you know. Yeah. Lily doesn't take any crap. A, dar s-a mai vorbit odată cu el. Keeping people on watch, things like that. And her dad. Oh. Yeah, that guy. He's kind of a dick. Pardon my French. Aha. Bun, prietene. Hai să vedem cum facem cu asta. It's a combination lock. Da. Deschide-l. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Oh. Poate hai să mai vorbim o dată cu Glenn, poate ne dă codul să deblocăm chestia asta. După ce deblocăm chestia asta, putem arunca cărămida în geam, spargem geamul și alea o să înceapă să facă galăgie. Și numai bine... știți voi. Se ducă aia acolo și noi ne ducem după cheile alea. Ce aici? Am văzut ceva. Opa! Uite-te acolo! Cam așa ceva. Acolo era o chestie de-aia pentru donații. Știți cum se mai află în magazinele astea mari, în supermarketuri. Ce faci, prietene? You all right, Lee? Da. Okay. Thanks. Da. Nimic. Ia o ciocolată. Found some snacks. I'm cool. Not much of an appetite. Maybe save it for one of the kids. Okay. Nu vrea. Cred că sparg ușa cu toporul, pentru că cred că o să meargă treaba asta. Și ei o să fie la televizor, noi o să fim bine. Sigur. Da, da, hai afară. Bun. Ok, ok, ok. Sper să nu vorbesc prea încet. Da, dă-i un topor. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Bă, nene, da. Și ce o să facem până la urmă? Dar cheile sunt acolo. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree.
just need to figure out how to get out there and get them. No. Wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Păi am făcut televizoarele să meargă. Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Exact. I can't reach that brick. Bun. Deci ăsta este fratele lui, lui Lee. Și s-a zis cu el. Hai, sparge asta, bă. Ăla oricum nu ne dă. Bă, 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 bă! Ok. Awesome. Bun. Now to distract those things. Ia chestia aia. Carefully. I can't reach that brick. Ușor, deschide-o ușor. Atât. Stai jos. Doug, mai bine intra înăuntru. Așa. Aruncă cărămida acolo. Ah, se aude solitar chestiile alea. Hai, duceți-vă acolo. Hai, toată lumea acolo, la televizoare, hai. Vizionare plăcută. Bă, dar sper să nu le spargă. Ok, Lee, ok. Du-te, 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 fugi! Ușor și sigur. Ține ușa deschisă. Ok. Ok, Doug. Ușor pe acolo. Aoleu, Lee. Îmi pare rău. You were there. You would have died for them. Da. Yeah. I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Hey, give me a second. Doamne. Îmi pare rău. I'm sorry I wasn't here. But knowing you are to take care of them, that helped. Da. Ok, cam atât a fost. Dă-i una. Cam atât a fost cu fratele lui Lee. Vai, 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 dă-i în cap, Lee. Mai dă-i una. Nu, deci parcă am intrat un pic în pielea lui Lee și acum chiar îmi pare rău de fratele lui. Bă, dar ăsta e rezistent. Ai, acolo trebuia să dai din prima. Nu-i mai făceai cicatricile alea pe gât. Dar parcă tot nu-i destul de adânc. Da. God. Bun. Fugi înapoi. Hai înapoi. Run! Ok. Lee! Fugi! Fugi! Închide! Da, minunat. S-au trezit ăștia. Man, that was close. Da. But we did it. It's all that matters. Bun, Lee. Bă, da, ăia acum nu intră. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Da. Let's get in there. Hai acolo, hai acolo, repede. Ok. Folosește cheile și du-te înăuntru. Așa, bun. Îmi pare rău dacă câteodată mă aud încet, numai că nu pot să urlu. Adică nu pot să urlu, nu? Oh, no. Caută. Caută alea. A început alarma. Vai, 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 vai. Aoleu, îi trezește pe toți ăștia. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Asta nu este deloc bine. Bă, dar vin toți aici?
Vai, nu, deci asta nu-i bine. Nu-i bine deloc. Haide. Plecați de aici. Haide. Exact, exact. Bun, bun. You guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Bun. The door's not locked anymore. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Bun. Stay away from the windows. Bun, ce fac? Haide. Hey, Lee. Așa. We don't make it through this. You should know that I think you're a great guy. Taci din gură, bă. Doug, if we don't make it through this, you should know. Hei, închide ușa. Închide ușa. Aoleu. Are you sure? Da, normal. Prinde-i. Da. Ok, caută ceva. Împinge. Hai, ține ușa, Lee. Bun. Aoleu. Închide ușa. Închide ușa. Hai, închide-o. Atât. Hai, bag asta între ușe. Bag-o acolo. Adică, pune bățul ăla. Pune-l. Atât. Ce? Ei, vai! Du-te după arme! Doug! Du-te după chestia aia și dă-i muniție. Așa. Prinde-l! Și salvează-l pe... Nu! Nu! Doug! Nu! Nu! Oh my god. Vai, Doamne! Hai să plecăm! I got Doug. Nu! Dă-i una în cap! Dă-i! Haide, salvează-o! Fugi! Haide, hai să plecăm de aici. Poftim? Nemernicul! Ce cu tantălău ăsta? Salvează! Vai, Doamne! Haide! Unde-i? Haide! Bun, haide! Hai să plecăm de aici. Închide ușa. Ok. Doamne! Ce cu ăștia? Ah. Bă, dar aici am fost noi. Când am salvat-o pe tipa aia. Ok. Bun. Doamne, bă, ce... Credeam că o să ne prindă pe toți. Ok. Doamne. Ce s-o, mă? Taci din gură. Nu știu dacă voi ați auzit, dar copilul ăla mic zicea că tot a fost grozav. Of, Lee. Lee și-a pierdut familia. Ai. Vai. Aia se împușcă acolo. Ok. Cu el nu pot vorbi, nu? Hey, Glenn. Ce-i, Glenn? I think I need to go. Oh. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago,
Could have gone either way. I gotta take my chances. Glenn. Rămâi cu noi, Glenn. El vrea să plece în Atlanta. Cred că ei îi place de Glenn. Ok. Nu trebuie să faci asta. Da. Maybe. But I'd rather make the wrong call and no than make the right call and not. Exact. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. With the girl from upstairs. Cam așa ceva. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Da. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Ok, ai grijă de tine atunci, Glenn. Îmi pare rău că a plecat. Chiar îmi pare rău, auzi la mine, îmi pare low. Low. Au, doamne. Ok, ce se mai întâmplă cu ei? Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. Da. No problem. We have to take care of each other. Exact. Yeah, we do. You said you wanted kids once. I did, yeah. Well, she's not your daughter, so you can't treat her like she is. Yeah, I know that. But you can take care of her. Hell, maybe better than a father even could. Thanks, Kenny. I got your back, pal. E de treabă, tipul. Chiar e foarte de treabă. Ok. Acolo nimic. Hai să vedem ce se întâmplă cu ea. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. Exact. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. Exact. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Nah. Nah. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Nah. Anyway. I'd rather be alone, I think. Doug și Carly s-au iubit în secret, dar ei nu știau despre iubirea Wait, celuilalt. Lee? Ce e, Lee? How did you choose? We both needed you. You picked me. Noi. I thought you needed the help. Da. Ah, that makes sense. But it wasn't a choice like that. It was just something I did. I don't know why. Da. I just wish we both could have made it, you know? Exact. Me too, Carly. Bun. Hai că am vorbit cu Carly. Acolo-s copiii. Bă, vreau să vorbesc și cu ei. Ce-i cu dânsii? Cu ăștia micuți. Ai, mă, urâtule. Cine simțită-i ăla? Ne-a lăsat să murim. Și fără Kenny, nimic. You want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No. No, it's not that. It's... I got grabbed again. Da. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh. I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Nah. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Bun, oh, hai să vedem ce are ăla de zis. What do you want? You like my daughter? Yeah, okay. She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. Oh, hello. That's right. I know who you are, and I know you're a killer. And you go near my daughter or step on a line once, and so will everyone else. Oh, hello. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Netrebnic. Hey, Lee, do you have a second? Okay.
Да. My dad would be dead if it weren't for you. Да. Your guy Doug is dead because of me. Oh. You can't be like that. You're only one man. Да. I don't know. Вас не там ключева. To have you. Oh. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. Cam așa ceva? I think it's going to be okay. Și eu. Oh. Asta nu-i bine. Mai băieți, cam atât a fost cu episodul 1 din sezonul 1 din The Walking Dead. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Se pare că aici ne zice pe cine vom salva. Bun, se pare că noi suntem onești. L-am salvat pe Shaun și încă vreo 47% din toți jucătorii, tot Shaun l-au ales. Suntem loiali lui Kenny. Mersi. Da. Și se pare că noi și încă multă lume am ales-o pe Carly. Bun, mă băieți. Cam atât a fost cu primul episod din sezonul 1 din The Walking Dead. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un coment cu părerea voastră. Eu am fost Aira. Și da, toate bune până data viitoare. Pa, pa!